Bine, hai să dau îmbrățișa. O zi Ciao. Bună. O zi bună să ai. Salut, eu sunt Taher de la Arta Seducției, iar astăzi o să vedem cât de receptive sunt domnișoarele să îmbrățișeze un necunoscut. Hei. 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 O clipă. Da. Stai puțin, stai un pic. Adică rămâi la telefon, dar stai acolo. Da. Închizi, te țin un minut. Bine, fix stai un minut. Așa. Putem să cronometrăm. Ok. Valentin. Cristina. Pare bine, Cristina. Trebuie să spun ceva. Da. Vreau să spun că da, stăteam da. Și te priveam. O, Doamne! Știu că sună o declarație de dragoste. Da. Și poate chiar poate să fie una din asta. Așa. Dar vreau să spun că ești superb îmbrăcată. E la mișto. Îmi place super, super mult când te-ai îmbrăcat azi. E la mișto, nu? Ce să fie la mișto? Nu, totul. De ce? Nu știu, că nu prea vine așa lumea la mine când spun. Știu, tocmai de asta. Știu. Știu că bărbații, în general, se tem să facă complimente, dar să spună ceva da. Exagerat. De frumos. Și a venit așa spontan? N-am plănuit-o. Nu am stat aseară și nu m-am gândit. Zic, uite, cât e ceasul acum? Așa, la ora asta, la Unirii. Da. O să treacă o tipă care o să aibă ochelari și o să fie îmbrăcată în gri și Adidas și albi. Și o să o văd și o să fiu acolo, îmbrăcat în cămașă albastră. Mi-a părut bine. Hai să îmbrățișez, că ai fost foarte drăgălașă. Oricum pe noi ne lua la dublu orice ar fi. Deci, pe normal, da. Voi au la dublu? Mai ales de la barba asta. Păi, tot se dau cu minte la început. Știu, da. Îți dai seama. Eu nu mă dau chiar așa cu minte. Nu, dacă era să mă dau cu minte, ce nu mai eram aici. Nu mai, nu mai eram aici, da. Da, corect. Îți dai seama. Ce faceți? Unde mergeți? La Unirii. Ce faceți la Unirii? Luăm un suc. Păi vă las atunci. Bine, mult hai, succes. Hai, o îmbrățișare atunci, să fie așa. De la mine pentru voi două. Da. Mulțumesc. Ce faci tu? Vă pup. Bine. Mulțumesc mult. Hai să te îmbrățișez. O zi faină să ai. Bine, hai să te îmbrățișez. O zi Ciao. Bună. O zi bună să ai. Nu pot să nu observ cum ți-ai asortat toate de la husa telefonului până la portofel cu bluză și cu... Da? Hai. Te îmbrățișez. Ok. Pa, pa. Te pup. Hei, 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 bună, stați un pic. Eu am găsit pe stradă și mi-a plăcut și vreau să vă agăț, să-mi spuneți cum fac. Eu sunt Valentin. Simina. Pare bine? Alina. Pare bine? Catalina. Pare bine. Am făcut și cunoștință. Acum putem bine. Pleca. Hai să vă îmbrățișez. Veniți cu acea. Măcar atât să primești. Atâta și eu, dacă rămân virgin, măcar cu îmbrățișare să rămân. În concluzie, a îmbrățișa pe cineva este un gest social și majoritatea domnișoarelor par să fie receptive și deschise să o facă. Însă, dacă o domnișoară este un pic mai reținută, nu îți recomand sub nicio formă să insiști. Nu vrei să transformi această interacțiune într-o hărțuire.